după ce săptămâna trecută ministrul justiției l-a decimat pur și simplu pe procurorul general Augustin Lazar, războiul e departe de a se fi încheiat. Ca un erou din filmele americane, Lazar s-a întors mai invincibil ca niciodată. Totul s-a transformat însă într-o joacă de-a șoarecele și pisica, în momentul în care Lazar a ales să se folosească în luptă chiar de armele cu care Tudorel Toader l-a decimat în urmă cu câteva zile. Este vorba despre ordonanța de clasare dată lui Klaus Iohannis, despre care ministrul justiției spunea că se află în dosarul cu care Augustin Lazar a candidat la șefia Ministerului Public. Cel mai important rol l-a jucat Consiliul Superior al Magistraturii, care a fost chemat la arme chiar de către Augustin Lazar. Având în vedere raportul privind activitatea managerială a Procurorului General al României, inițiat de Ministrul Justiției Tudorel Toader, în care se face vorbire la punctul 2 despre o rezoluție de clasare care privea președintele României în funcție, vă rog să îmi eliberați copia acestei rezoluții. Se arată în chemarea la arme lansată de Augustin Lazar. CSM s-a mobilizat și a răspuns franc. Documentul nu există. O fi fost pierdut, o fi fost inventat, încă nu se știe. Drept e că războiul s-a transformat treptat într-o piesă de teatru ce l-ar face invidios chiar și pe Caragiale. Urmarea adresei dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că în urma verificării documentației nu a fost identificat niciun document cu obiectul invocat în solicitarea dumneavoastră. A răspuns și CSM-ul. Scrisoarea dumneavoastră. Ce? Nu mai am. Păi nu se poate. Nu mai am. Minți. Nu minți, nu mai am. Nenorocitule, ce ai făcut-o? Am pierdut-o. Ministrul Justiției însă nu s-a lăsat. Acesta a promis solemn că se va întoarce în luptă și încă nu singur. Mâine va aduce cu el și documentul Buclucaș, cel pe umerii căruia se află soarta întregului război. I'll be back.